ce? Ar fi frumos să pleci de nevastă cu sora acasă, n-aș că ne ajungi matematică de drag, așa. Super. Eu aș învăța matematică de plăcere. E ce frumos. Și asta e declarație de dragoste. Da. Față de profesor. O învăța asta în română, nu? Da. Da. Tot din plăcere. Bucuria. Plăcerea fricii. Ia să vedeți. Bucuria asta. Ia să vedeți că învață o profesor acum. Este informată. Ce mai? Deci copiii când au spus asta, vreau să fiți pro... Asta se întâmplă cu băiatul motoveanu acela care a spus, am venit clasa 11 acum, el când m-a descoperit, a spus, nu se poate așa ceva. Nu există pe planeta asta un om care să facă cu atâta dragoste ceva. Și atunci de-aia se întâmplă cu numărul 3 dimineața. Și învăța, dar altă șansă nu avea. Da. Și a ajuns în clasa 11 de este el olimpic. Olimpic. Așa. Ia atenția, faci cu mulțimile astea, încercăm să facem niște operații. O primă operație este reuniunea. Scrieți așa, semnă și scrieți reuniunea. 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 Deci, o primă operație. Reuniunea. În paranteză, punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Punerea la un loc. Asta înseamnă. Punerea la un loc. Scrieți voi cuvinte, mă scrie și eu. Da. Punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Fără să se repete. Dar să luăm un exemplu acum. Exact. A elementelor? Punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Celor? Două mulțimi. Două mulțimi. 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 Deci e punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Ei bine, iată concret. A reunit cu B pe modelul ieșitului nostru, că acum iată ne ducem la ceea ce are de făcut. A reunit cu B înseamnă despre un tăi pe ăsta din A. 2, 3, 5, 6, 7. Punerea la un loc a elementelor celor două puțini. Adică au mai sunt următoarele. 2, 4, 6, 8, 9. Deci le-am pus pe toate din A și acum le repetem. Fără să se repete. Pe 2 l-am pus odată. Ce mai pun? Într-o mulțime nu se repete. 4, 8 și 9. Asta e. Bravo. Deci mai adaug doar pe 4, 8 și 9, că 6 și 2 spuse de așa. Da. Să repete și dau un joc. 4, sigur că 4, ai zis și 8 și 9. Notați observații, observații foarte importante. Am uitat să o dau eu. Observații. Da. Într-o mulțime, elementele nu se repetă. Da? Într-o mulțime, elementele nu se repetă. Deci, într-o mulțime, elementele nu se repetă. Deci nu mai scriu încă o dată 2 și 6. Am scris. Dar dacă nu mai repetăm această spațiune, păi... arătă să greșeară, am greșit. Deci nu, e greșit. Grav. Nici nu te gândim la asta, nu. Deci este mai scrii încă o dată. Bravo. Deci dacă, adică, și pe, dacă scrii de două ori, nu scrii de nouă ori, adică o poți scrii. De exemplu, mulțimea A sunt Stan și Bran, iar mulțimea B sunt Stan, Bran și Lucian. Și atunci mulțimea A rămâne cu pe cine o să fie? Lucian. Lucian. Nu. Stan, Bran și Lucian. Stan, Bran și Lucian, foarte bine. Așa. Deci dacă ai Stan și Bran, vei Stan, Bran și Lucian, atunci la un loc, Stan, Bran și Lucian. Ați înțeles? Tu mi-ai spus o chestie acum. Că sunt situații când o mulțime e inclusă complet în cealaltă. Adică o găsim toate elementele, găsim cum ai zis tu acum. Fără în plus. Dar numai când mulțimea ți-a spus așa. A, e egal cu Stan. Mai provocat acum. Mai provocat, trebuie să pare tipul situație. A, e egal cu Stan. Bran. B, e egal cu Stan. Bran. Și Lucian, da, Lucian, se vede că toate elementele din A sunt și în B. Ia uitați-vă, copii. Deci toate elementele din A... Mai și-o vezi cu eu, mă, mi-a
Deci B-ul are doar în plus pe ăsta. Deci chestia asta o scrim în matematic așa. A inclus în B. Ia uita ce semn. Asta este. Asta este cuvântul inclus. Scrieți în dreptul său inclus. Mulțimea A este inclusă în mulțimea B. Exact, așa ce. A inclus în B. Deci, observăm, tu ai venit și mi-ai tras atenția, atent un pic mai devreme, că mai am o scăpare eu. Adică m-am ceva de spus, că sunt și situații de acestea, în care toate elementele unei mulțimi se găsesc în, sunt și în cealaltă mulțime. Și o astfel de situație se stabilește în felul ăsta. Deci relația de incluziune se stabilește între două mulțimi. Notați-o, scrieți observații. Observații. Nu, s-a spus că doar Luciana. Deci observație, scrieți așa. Între două mulțimi se stabilește relația de incluziune. Da? Și simbolul ăsta este relația de incluziune. Da? Relația de incluziune. Și vă rog să mă ajutați să vedem și niște exemple. Uitați! A e inclus în B, cum a fost cu Stan și Bran? Da, da. Unii copii pot greși și se scrie doar Luciano acolo. Vedem, vedem. A e inclus în B, nu? Da. Din ce motiv? Că orice element al lui A este și în B. Adică oricare ar fi, ăsta e simbol, oricare. Oricare. Oricare X din A, deci eu la oricare m-aș opri, rezultă că X-ul acela îl găsesc și în B. Deci la orice element m-aș opri eu din A, Stan, este, este. Bran, este, este. Gata. A inclus în B. Dar B este inclus în A? Iată întrebarea mea. Nu. B inclus în A? Da. De ce? B este inclus pentru că el și el pe Stan și Bran. Numai că mai are în plus pe Lucina. Băi, nu e adevărat. Nu mai este inclus. Că nu, păi el are trei termeni. A, da. Trei elemente. Trei elemente. Când de ar fi inclus în A? Când toate ale lui B s-ar găsi și în A. Toate. Toate. Nu dar două. Lucia nu. Deci B nu este inclus în A. Deci răspunsul B nu este inclus A în A. A e inclus în B pentru că în B sunt Stan și Bran la fel de A. Asta. Da, dar nu e Stan și Bran și Lucian. Adică numai în A. Lucește, lucește. A exclus pe Lucian. Da, trecește Lucian. Și zicem, B nu este inclus în A. Iată, nu scrie inclus. B nu este inclus în A. Adică toate semnele când spun inclus, sunt inclus tăiate. Deci inclus sau aparține și nu aparține și nu este inclus. Apartenența între element și mulțime, iar incluziunea înseamnă între două mulțimi. Ați înțeles? Da. Apartenența, vorbim de un element că aparține sau nu aparține, și vorbim de o mulțime că este inclusă sau nu este inclusă. Întrebarea. Pentru modelul dat aici. Ia pentru ia. Modelul dat aici. A egal cu 2, 3, 5, 6, 7. Și B egal cu 2, 4, 6, 8, 9. Întrebarea. A inclus în B? Și gândiți. Da. Toate elementele din A se găsesc în B? Nu, toate din A se găsesc în B? 3, 5, 6 și 7 nu se găsesc în B. Nu, elementele 3, 5, 7 nu se găsesc. Unul dacă nu-i. Unul dacă nu-i. Zicem că nu este. Dar în momentul de față chiar mai multe nu se întâmplă. B și A are în comun doar 2 și 6 și 7. N-ai treaba, ai vrut să nu-i inclus. Trebuie ca toate din A să le vedem în B. Și este inclus, copii? Nu. A în B? Nu. Păi A nu inclus în B pentru că, știți motivul, pentru că în A, da, în A se află, cine se află mai întâi? În A se află
se află treiul care nu este în B. Nu știu dacă găsești. Da. Corect. Dacă e unul, nu e inclus. Da, da. Să se adună. Nu știu mai cum vorba, nu? Unul tot dacă ai descoperit. Nu mai calculăm degeaba. Nu mai muncim în rest. Unul dacă ai găsit. Cum este situația pe trei? Pentru că în A, pentru că trei aparține lui A, trei aparține lui A și nu aparține lui B. Pentru că am găsit pe trei care se află și nu se află pe. Asta e motivul. Bun. Dar B e inclus în A? Da. B nu e inclus în A. Nu este inclus. Pentru că eu am găsit un exemplu, pentru că pe unul are patru. Pentru că pacul... Unul e un exemplu. Am găsit unul la revedere. Dar zi, da. Pentru că pacul este inclus în B. Patru este inclus în B. Aparține lui B, dar nu aparține lui A. Bravo. Exact. Pentru că... Nu este inclus pentru... că 4 aparține lui B și 4 nu aparține lui A. De aceea B nu se află în A. Pentru că are mai clar un element. Are mai motiv să fie sănătos. Cred că ați înțeles acum, da? O, da. Vezi și liber, da. Bun. Clarificăm. Relația de apartenență între element și mulțime aparține sau nu aparține? Iar incluziunea între două mulțimi. Când e impus, e impus, când nu e impus, l-am tăiat. Da? Scurt. Bun. Reuniunea ce înseamnă? Reuniunea? Da. E stare de șoc. E stare de șoc, da. Da. Nu-ți închipui cum pane sau stăriță pline, nu? Și cu părinți și cu copii. Este prima dată când ajungem la nivelul ăsta. Spuneai tu că era într-una de lecții. Da. Să facem mai departe o altă o operație care am văzut-o este reuniunea. Punerea la un loc. Da. O altă operație, mă dați de sub. Nu, intersecția. Acum, nu-i noi, e un întors. Intersecția. Da. Deci reuniunea a fost asta și a spus punerea la un loc. Da. Da. La un... Și o inversezi. A. Intersecția. Elementelor. Este U și U întors, da? U reuniunea și U întors intersecția, da? Seamănă cu... Pune la loc a elementelor celor două mulțimi. Da? Celor două mulțimi. Iar simbolul ăsta, dragilor, așa, este simbolul pentru intersecție. De ce se cheamă intersecție? De ce se cheamă intersecție? Uite, de la intersecția care se întâmplă între două străzi. Definiția care? Ia să vezi. Numele ce intersectează. Aaaa! Se găsesc și acolo și acolo. Ce de care sunt comune, măi, da? Asta. Tot biceitul de comune. E intersecție, ne-am intersectat. Se aduce la sigur, și acolo și acolo, da? Da. Ia să scrie. Intersecții, elementele... Comune. Comune. Elementele comune din cele două mulțimi. Ia să le dați exemple, domnul profesor, sau pe exemplul nostru. Pe exemplul nostru, da. Stambran. Nu stambran. Aia și nu stambran, care și acolo, ia. Aici e stan și bran. Stan și bran intersecție. Comun celor două mulțimi. Bun. Stan și bran, da. Dar în exemplul nostru la exercițiu. Aici. Am pe 12 și pe 6. Hai, a intersectat cu B scris, a intersectat cu B egal cu... Pe exemplul nostru. Daria? Cu cine e da? Păi a intersectat cu B, avem pe 2. 2, foarte bine. Și 6. Și 6. Atât? Atât. Elemente comune. Dacă am scris și pe celălalt, la sata nici să găsim intersecție. Exact. Reuniunea. Acelu să puneți la un loc elementele astea. Vedem care le sunt. Sunt două. Și în ne-au zis să vedem care sunt cele două. Sunt două comune. Atât. Și mai era și de minusat, profesor. Da. Mai era și de minusat. Deci, atenție multă. Două operații am învățat acolo. Reuniunea, punerea la un loc. Și intersecția. Scoaterea doar factorul comun. Aia, elemente comune, ce vor? Deci elemente doar elementele comune celor. Poți fi și din trei mulțimi și din șapte mulțimi.
Elementul comun a celor trei, a celor șapte mulțimi, da? Asta înseamnă. Ei bine, în clipa asta... Dar facem A minus B? Să facem și A minus B. Da, aveam B minus A, dacă exemplu. B minus A. Nu mai contează. A minus B, B minus A, hai să vă facem A minus B. Și pur și simplu că nu am... A minus B se pune așa, simbolul ăsta, așa de B. Așa, da. Da. A minus B. A într-o parte. Să pun toate elementele din A care nu se găsesc în A. Hai că e îngerdez, Darius. Toate elementele din A. Elementele. Din A. Din descăsuri. Din A care nu se găsesc în B. A. Deci tot ce e în A și nu e în B. Da. Și nu. Este. Se așa. Găsesc. În B. 3, 5 și 7. Ia să vedem. Găsesc în B. Păi, da, crucii în A și nu este în B. Ia să dăm exemplul nostru. Concret, A minus B. 3, 5 și 7. Uitați-vă cum scrieți. A minus B egal cu mulțimea. Păi o să pune așa, altfel încât să găsești și un pic oblică. Nu e important. Este la fel de A minus B. Și avem 3, 5, 7. Deci punem 3 și 5 și 7. Și 7, sigur că da. 3, 5 și 7. La următorul 4, 8, 9. Da, și B minus A. Următorul, vreau să scrii. B minus A, adică invers. Da, o să fie 4, 8 și 9. Bravo. 4, 8 și 9. Este destul de ușor. Felicitări, domnule profesor. Ia uitați ce ușor mi se pare și ce frumos am înțeles. Excelent, la și ce să spuneți la toți copiii, copii. Este păcat ca voi să nu transmite mesaj. Știți ce se întâmplă? Sunt atâția copii care ar vrea să ajungă la prof online să învețe și ei o astfel de lecție. Și n-au șansa, dar au mare șansă, pentru că este prof online și lecția va fi dusă acolo. Să se uite pe lecții, copii, nu trebuie să fie aici, să vedeți că nu mai încăpea. Este foarte frumos să se uite pe lecții. De parcă îți pare totul foarte ușor. Aici nu mai încăpeți. Să se uite pe internet, pe lecții. Lecția asta, un profesor pune mâini, o să fie pusă pe internet. La voastră faceți lecții, îți pare foarte ușor. Vedeți, vezi ce frumoasă e matematica? Da, da. Pe înțelesul tuturor. Deci facem matematică pe înțelesul tuturor. O să mai lucrăm despre mulțime, să mai lucrăm despre copii. Iată cât e de minunat. Vedeți, ei nu mai vor să plece acum, mai sunt obosiți când e sfârșit săptămâni. Iar că poți apară. Nu? Noi vrem să mai stăm să fie afară. Noi vrem să facem vieții de mulții. Noi vrem să ne lăsăm să... Pentru 3 minute, 1 minut, 2, să mai facem o chestie mulțime. Da! Da! Dar domnul profesor ia să... Da, dar domnul profesor vă dă exemplu în mulțimea. Da, face voi, va dați răspunsuri. Darius, ce faci acum? Și facem să mai continuăm cu subiectul din teză, tura viitoare, da? Da. Deci ne-am lansat în subiect, am înțeles că a fost o chestiune interesantă și am explicat operațiile cu mulțimi, nu? Adunarea, reuniunea, intersecția... Ia să vă văd eu acum, domnul profesor, cât am înțeles. Acum îi vedem, dacă am înțeles. Am înțeles, mulțumesc. Mare atenție! Da, da, la share. La și share și dăm un alt exercițiu. Ia să vă dacă ați înțeles, da? Să reușim să strângem peste 3000 de like-uri. Dacă strângem... Sigur. Dacă strângem, facem emisiuni video manual. Așa. Deci, am mare, egal cu mulțimea formată din elementele. Să vă văd. 1, 3, 7, 9, iar B mare egal cu mulțimea 2, 5, 7, 11 și C egal cu mulțimea 1, 3, 9 și 10. Hai să facem A. Reuni cu B. Reuni cu B. A reuni cu B. Cine vorbește, domnul profesor? Da, bine, să-l zic. Egal cu calculatul. 1. 1,3. 3, 7, 9, 2, 5, 11. 2, 5, 11. Și 10. Nu, când ai zis că are un copil. Dacă își spune așa, are un copil, ce acum? Păi, dar unul nu e. Doamne, dar doamne, așa mi-e nu este.
dulce. Pe 7, nu, e pe 7 în ambele. Hai, are un unic. Are unic ce înseamnă punerea la un loc a tuturor elementelor. Hai, hai. Adică ia să tu dai. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ai tu ai vorbit acum. Acum, Daria, hai. Are unic cu bere, cu ce? A, să dăm 1, 2, 1, 2. Nu e important cu ordinea. Nu e, nu e important. Deci, 1, 3, 7, cum se adopera? 1, 3, 7, 9. Da. Da, acum zi în litera din A. Deci, din Belgie. 2, da. 5, da. 11, da. Și 10. Și 10. Ai interesat? Asta, până la urmă, la tuturor. Acum era și cu ce, de aia. Deci am fost și pe ce, da? Hai să vedeți. Are A intersectat cu B, intersectat cu C. Mai întâi A intersectat cu B, mai întâi. Cu B? Da. Este egal cu... Intersectat. 7, corect? Foarte tare, foarte tare. 7. Dar dacă spun A intersectat B, intersectat C. A intersectat B, intersectat C. Nimic. Nimic. Nu-i nimic cu mulțimea vidă. Vidă. Da, mulțimea vidă. Da, mulțimea vidă. Da, mulțimea vidă. Da, mulțimea vidă. A intersectat cu B, există ceva, 7. Da. Dar nu mai este în C. Asta e, nu. Asta e. Să zică și ieși. Da. Te rog, A minus B, Ștefan. Cu cine este egal? A minus B. Deci toate elementele care sunt în A, dar nu sunt și în B. 1. 1. 1. 3. Bun. Și 9. Înapoi și? 9. 9. Bravo, da. Nu, hai să facem expresie. Minus A. Minus A. Hai A, minus B, minus C. Stai puțin, stai, B minus A. Hai, Daria, zi. Așa, B minus A, o să avem 2. Da. 2, 5 și 11. 2, 5 și 11. Nu se face așa, A minus B minus C. Nu există operația. Nu? Nu. Există numai minusul de două mulțimi. Maxim de 2 de 2. Deci, minim 2 termeni, nu este 2 termeni. Ce minus A? Deci scăderea este numai între două mulțimi. De uniunea și intersecția. Ce minus A? Ce minus A? Hai să facem ce minus A. Foarte simplu. Ce minus A? Să zică Davide, că n-ai zis. Davide. Ce minus A? Te uiți la C, uiți pe C și te uiți la A. Uite-o ce e în C și nu e în A. 10 și 7. 10 și 7. Da, 10 și 7. 10 și 7. E bine? Că 1, 3 și 9 sunt. Da. Repet. Da. Deci punem tot ce este în C. Atenție, punem tot ce este în C. Și nu este în A. Și nu este în A. Și 10. Doar 10. Ma, 10. 10. N-am văzut ce căutam cu 7 minute. Acolo da. Poți fi. Hai și eu, și eu, domnul profesor. Mama, vreau eu, minus C, da? Vreau. Vreau eu, minus C. Eu, copiii, ca s-au optat și te-au plăcut să vreau. Dar lăsați, să știți. Nu. Mulțumim frumos, like și share. Like și share, am făcut mulțime. Să vă uitați la meciul România-Polonia. Da, România! Da, da. Să terminăm lecția. Ia, să asta. Da, la ce oră, Davide, se întreabă domnul? La 8. 8 sau 9? Băi, dați un termen. Numai un pic. Hai, România. Ia, facem sinteza, domnul profesor. Sinteza oare. Da, mulțimea, asta e cel mai important. Mulțime. Da. Sume Gauss. Cu mulțime, operații. Operații cu mulțimi. Așa, dați puțin, ca să oprească lecția, da? Mulțime, operații cu mulțimi. Da. Sume Gauss. Sume Gauss, da. Factor comun. Așa. Factor comun. Și adunarea puterilor. Mulțimi. Comun. Mulțimi. Am zis. Și adunarea la putere. Am putut suma aia la putere. Suma. Puterilor. Un termen în progresie geometrică se cheamă. Așa cum ești. Termenilor în progresie geometrică. Geometrică, dar adaptată pentru clasa a 5-a. Da. Când o să vedeți la lecția 1200 aproape titlul ăsta, clasa a 5-a, e lecția voastră.
Dar este indicată da. În dreptul lecției și în titlul ăsta. Exact. Veți vedea și titlul, da? Și... Hai, Daniel, tot din nou. Să nu uitați să dați like și să vă uitați la România Polonia. La revedere! La revedere.